Mai este o săptămână până când starea de urgență este înlocuită cu starea de alertă. În ultimele 24 de ore, numărul amenzilor a scăzut considerabil. Dacă ieri forțele de ordine au aplicat 102 sancțiuni pentru nerespectarea interdicțiilor de circulație în conformitate cu ordonanțele militare, astăzi au fost aplicate doar 28 de sancțiuni. Astfel că efectivele inspectoratului de jandarmi județean au acționat atât pe cont propriu, cât și împreună cu celelalte structuri de ordine și siguranță publică, pentru a asigura respectarea prevederilor impuse prin ordonanțe militare, dar și a ordinii și siguranței publice. Jandarmii au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare de 6.000 de lei. La nivelul inspectoratului de poliție Județean au fost efectuate verificări cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse în contextul stării de urgență, în cazul a 383 de persoane. De asemenea, au fost verificate și 57 de localuri publice. Polițiști au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 29.000 de lei. Dintre acestea, 19 sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea măsurilor privind restricționarea circulației în valoare de 24.000 de lei. Tot în ultimele 24 de ore au fost efectuate și două acțiuni punctuale pentru conștientizarea și prevenirea populației în legătură cu măsurile împotriva răspândirii virusului COVID-19, dar și pentru asigurarea liniștii și ordinii publice. Au fost legitimate 117 persoane și verificate 34 de autovehicule. În urma neregulilor constatate s-au aplicat un. 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 700 de lei.